Bine te-am regăsit! Ei, a venit un moment super tare în care și tu poți să descoperi cât de mult poți să crești într-un an. Pentru că acum suntem într-o întâlnire extraordinară de celebrare a unui an de când seria 15 sau o parte din membrii seriei 15 au făcut cursul de coaching și a trecut un an și suntem aici la Brașov, așa încât abia aștept să-i cunoști pe fiecare în parte. Eu sunt Loredana Lati, sunt președinta Academiei Române de Coaching și cu mare drag ți-i introduc pe acești oameni geniali care acum la bilanț de an, să zicem așa, fiecare o să ne împărtășească și ție și mie cum și cât au reușit să crească într-un an. Pentru că de foarte multe ori oamenii cresc imens într-un an, dar ce să vezi, nu se uită la cât au crescut, ci se uită la câte lucruri n-au reușit. Hai să vedem că a venit momentul bilanțului pozitiv. Cât de mult ai reușit să crești într-un an. Perfect! Așadar, ia să vedem. Super! Bună zi și numele. Marius mă numesc. Eu am crescut într-un an de când am terminat cursul cu Loredana mai mult decât, n-aș putea să spun în înălțime, în centimetri, în kilograme, ceva de genul ăsta, dar am crescut mai mult decât aș fi crezut poate acum un an sau acum doi ani sau acum mai mulți ani. Și simt că evoluez foarte mult și dacă mă țin de procesul pe care l-am învățat, să-l folosesc în activitățile mele, în obiceiurile mele și în munca cu mintea mea, o să cresc din ce în ce mai mult. Și vă încurajez pe toți să faceți lucrul ăsta pentru că meritați, sunteți niște oameni geniali. Super! Și un lucru concret? Apropo de concret, așa de ca crescut? Noi în coaching, da. Da, mi-am crescut foarte mult încrederea în mine și am obținut rezultate concrete de genul. Am început activitatea de coaching, am avut clienți care plătitori, am gândit deja evenimente, am pregătit un curs de două zile pe care o să-l fac în luna februarie 2018. Foarte bine să ne zici și unde te găsim, da? Da, da, o să public toate detaliile la momentul potrivit. Și am făcut și un curs de public speaking și mi-am depășit și blocajul de a vorbi în public. Și asta este foarte, foarte fain și asta încurajez pe oricine să facă, chiar dacă nu vreți să deveniți speaker sau trainer. Diferite bariere pe care vi le depășiți vă ajută să vă creșteți încrederea în voi și asta vă duce la rezultatele pe care vi le doriți și la o stimă de sine mai bună și să obțineți ceea ce vă doriți. Wow! Mulțumesc. Felicitări, Marius! Mulțumim! Super! Bună seara! Numele meu este Adrian. Am ajuns să fiu frate cu Făt Frumos. Într-un an am crescut ca și în 10 ani, dacă n-aș fi luat-o pe scurtătura asta care se numește Academia Română de Coaching, scurtătura care duce spre sufletul și mintea mea. E extraordinar, mă bucur, îs mândru de mine. Cea mai mare învățătură care am primit-o și am învățat-o acolo a fost iubirea de sine. Am învățat să mă iubesc pe mine și implicit mă iubesc și pe voi. Și concret, de când am terminat Academia și sunt Master Coach, am 3-4 sesiuni, ori online, ori față în față pe săptămână și am și feedback-uri că-s pe drumul cel bun. Vă mulțumesc, vă iubesc! Wow, felicitări! Super! Bună seara, sunt Aura Liță și ne-am întâlnit aici cu foarte multă iubire, iubire pe care eu personal am învățat-o de la Loredana Lati și atâta iubire n-am întâlnit pe nicăieri, da? Și pot să vă spun că eu am crescut atât cât mi-am dat voie să cresc. Un lucru foarte interesant pe care l-am cultivat așa pas cu pas în sufletul meu și în viața mea de zi cu zi și într-adevăr mi-am dat seama că putem crește atât cât ne dăm voie, cât acceptăm, cât vrem să evoluăm de mult sau de puțin, depinde doar de noi și de nimic altceva. Într-adevăr, este de muncă, nu este ușor, nu spun că este ușor, dar rezultatele sunt extraordinare. Ceea ce am avut eu de câștigat, foarte important în acest an, au fost relațiile mele pe care mi le-am clarificat și care m-au dus mai departe și sunt foarte încântată de lucrul acesta. Am participat alături de colegele mele la colegi și colege de ale mele la ateliere și urmează să le fac pe ale mele proprii,
cu încântare, cu iubire și cu înțelegere de tot ceea ce se întâmplă cu mine, în primul rând, și cu cei din jurul meu. Mulțumesc și vă iubesc! Wow, felicitări! Super! Bună seara, sunt Laura Calus. Un an de când am terminat școala de coaching, am crescut în anul acesta mai mult ca în toți anii dinainte. Un an în care am început să folosesc agenda, am început să lucrez cu mine în primul rând și să lucrez zilnic la visul meu de a fi life coach în exclusivitate. După 9 luni de zile în care proiectul s-a pus pe picioare, am lansat primul meu atelier de feminitate și iubire de sine, la care vă invit începând de la 1 martie anul viitor din nou în România. Au fost deja 3 sau 4 ateliere la Ploiești, la Brașov și la Turda. Urmează să organizez acest atelier la Cannes și la Nice în Franța, pentru că toată lumea are nevoie de aceste idei frumoase. Și vă aștept la ședințe de coaching online sau face-to-face. Mă găsiți pe Facebook, Laura Calus, pe Academie, unde scriu articole săptămânal sau la 2 săptămâni. Și vă iubesc și mă iubesc foarte mult. Wow, felicitări! Super! Oana Stoica mă numesc. Eu fac parte din altă școală de coaching. Sunt aici datorită Laurei Calos, prietena mea. Și de fapt noi am crescut în anul ăsta împreună și lecția mea în anul acesta a fost asta, că putem crește mult mai repede și mult mai mult împreună, în echipă. Am crescut cu 23 de workshop-uri pe care le-am organizat, deci odată cu clienții mei, am încurajat și am susținut, am promovat proiecte noi și deci cresc datorită mie, prin mine și prin clienții și prietenii mei, cresc de 10 ori mai mult decât am crescut până acum, ceea ce vă doresc. Anul următor se spune că este anul lucrului în echipă. Găsiți-vă prietenii, partenerii și susținătorii. Vă doresc mult succes. Noi împreună am reușit anul ăsta mult mai mult. Mulțumesc frumos! Wow, felicitări! Super! Bună seara, Laurenț Iurde, numele meu. Sigur, n-am ajuns aici întâmplător. Nu. Sunt de-a dreptul impresionat. Sper să învăț cât mai multe de la voi. Vă doresc mult succes în ceea ce faceți. Ok, mulțumim. Și te așteptăm la grădina noastră, voastră. Adică... Corect, super! Bună seara, Anca, mă numesc. Vă așteptăm la grădina noastră. De ce nu? Da, la Brașov, la absolut. În Bod. Absolut. Cu mare drag venim. Sunt pe pagina grădina noastră. Super tare, mulțumim. Bună seara, Silvia, mă numesc. Am simțit și simt că am crescut anul ăsta și țin să-mi aduc aminte din când în când chestia asta, pentru că cred eu pot să faci o ancoră pozitivă din chestia asta și poți să te încarci cu energie, să-ți aduci aminte cât ai evoluat. Și am mai avut momente în care poate am zis că n-am făcut suficient, dar cred că poți să devii foarte surprins dacă le scoți așa pe o foaie să vezi că nu se mai termină foaia aia. Cel mai mult cred că am obținut acțiune în anul care o să treacă și e ceva ce vreau să mențin și să dublez, triplez și așa mai departe, pentru că acțiunea te duce, dacă ai un vis sau o dorință, poți să le deplinești doar prin acțiune, că stai așa și îți dorești, nu o să pice de nicăieri, trebuie să faci ceva. Ia, bună treabă! Felicitări! Bună seara! Eu sunt Cornelia. O, da, a trecut un an de când am călcat prima dată în Academia Română de Coaching și am întâlnit pe dragii mei și genialii mei colegi și vreau să spun că după câteva zile ieșeam pe străzile din București și spuneam: wow, am ajuns în paradis, nu mai vreau să mă întorc în iad. Și asta am făcut în anul ăsta, am lucrat cu mine, mi-am schimbat mentalitatea, mi-am schimbat fricile, mi-am schimbat gândirile și creezurile limitative. Și mi-am dat seama că am devenit alt om.
alt om, probabil și fizic, dar și sufletește, pentru că oamenii pe care îi cunosc de câțiva ani în urmă îmi spun acum ce s-a întâmplat cu tine, chiar dacă nu înțeleg ei ce spun în videorile mele, chiar sunt de alte naționalități, ce s-a întâmplat cu tine, că se pare că ți-ai găsit drumul tău și ești fericită. Și am zis, wow, da, într-adevăr, acum sunt fericită pentru că m-a regăsit pe mine, pentru că am învățat ce înseamnă iubirea necondiționată în Academia Română de Coaching și colegii mei și de la tine, Loredana. Și am aplicat foarte multe lucruri, am văzut ce funcționează, ce nu funcționează și crede-mă că funcționează atunci când îți dorești cu adevărat, atunci când treci și la acțiune, că nu pică nimic din cer, nici sacul cu galbeni, nici norocul, nici nimic. Dacă tu nu treci la treabă, efectiv nu poți să faci mare lucru în viața ta, așa că nu te aștepta să vină altcineva să te facă fericit. Oamenii din jurul meu sau fostul meu soț îmi spune diferența dintre acum un an și ceva și acum e de la cer la pământ. Așa că, într-adevăr, înseamnă că am muncit foarte mult în anul ăsta, am muncit cu mine, mă văd că reacționez, adică nu mai reacționez, frate, că stau și mă gândesc la soluții, zic, ok, chestia asta nu merge, ok. Și încep să râd și zic, wow, cât de mult m-am schimbat, altădată spărgeam, stricam, juram, făceam, toți erau de vină, doar eu eram zen, adică. Acum lucrez, da, să mă și promovez ca și coach, pentru că până acum am lucrat cu mine și am obținut rezultate și acum vreau din tot ce am testat pe mine ca să ajut și pe ceilalți să-și rezolve problemele, pentru că se poate, dragă, se poate. Și uite așa, vreau să ajut oamenii să-și găsească soluțiile problemele lor. Și de ce nu? Să trăim într-o lume mai fericită. Te pup și te iubesc. Vă iubesc, wow, dragi colegi. Felicitări! Bună seara, Cristina sunt. Și azi venind pe drum spre această întâlnire extraordinară, chiar îmi spuneam ce mare diferență între Cristina de anul trecut și cea de astăzi. Nu cred că mai există nicio persoană și absolut nimic care să mă împiedice din ceea ce vreau să fac, din ceea ce mi-am propus. Am crescut încrederea în mine atât de mult încât asta cred, că pot să ating visul meu. Am lucrat la iubirea de sine și am început două proiecte în două școli, ateliere de dezvoltare personală pentru părinți și am foarte multe planuri pentru anul viitor. Wow! Felicitări! Felicitări! Băieții nimica? Ok! Băieții sunt doi băieți pe mute, dar asta este, nu-i niciun bai, le vine lor graiu. Așadar, dragă, un frumos observ că se pot întâmpla lucruri extraordinare. Poate că nu întâmplător te uiți acum la noi la acest video, poți să iei un pix și o mică foaie și să scoți și tu pe acea hârtie extraordinară, de fapt, cum și ce anume reușit tu în acest an. A? Ce părere? Spor la treabă, pentru că îți garantez că vei descoperi lucruri extraordinare și poate pe altă foaie cu același pix poți să notezi pentru anul viitor 2018 ce anume vrei tu de fapt să obții. Și scrie cu curaj, că eu îți garantez că se vor întâmpla din ele cel puțin 80%. Cel puțin, îți dau și scris dacă e musai. Ok, așa încât cu mare, mare drag te aștept să ni te alături. Suntem o comunitate extraordinară și genială și să știi că iubim celebrările, ceea ce este genial, pentru că, de fapt, prin celebrări îți recunoști propriile tale merite și propriile tale eforturi pe care le-ai făcut, chiar dacă îți dai seama de ele și chiar că nu-ți dai seama de ele, niște eforturi ai făcut, niște rezultate ai obținut și a venit momentul cumva al bilanțului. Așa încât te așteptăm cu mare drag aici, la următoarele cursuri. Următorul curs este în 20 noiembrie, acum 2017, este în București. Cursul de formare în coaching, detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau 0752163163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și îți doresc o seară super! Pa! Pa!